Da. Deci cum se schimbă o placă de peleț? Cam așa ceva. N-are rost să vorbesc prea mult și să vorbim. Un ciocanel. Și partea asta. Deci a fost o placă de rumeguș, am pus la urmă am pus niște cereale pe dânsa ca să rămâie cereale, să nu rămâie tare presat. Și să o schimbăm și o să băgăm una de cereale. Deci, aici avem un filet pe stânga, adică ca să mai exprim mai clar, filet ca la butelie. Exact cum șuruburile astea se strâng, ăsta se distrânge. La fiecare placă trebuie să găsesc două găurile care au filet pe dânsă. Lider se vede că nu-s pică alea de rulare, cum ar veni. Au două găurile. Și se pune o mică presuță sau cum s-o chema asta. Care n-aveți presă, vă faceți una, e destul și-o bucat de platban cu două găuri, cam dimensiunea aia trasă în trânsul. Da. Care cumpără cu două plăci, îi dăm o presucă gratis. Cum ar veni, na, îi dau la om că cine știe cât s-o chinui să scoată placa. După ce înfiletați șuruburile acolo, strângeți de contrapiulițele alea, că... Uite, o leacă și iasă placa în afară. Deci presa apasă în ax, trage placa. E simplă chestia. Să faci o leacă curată înăuntru, în cazul nostru nu, cine știe ce, că nu prea fost lucrată, e presă în probe. Deci are două pene, dați așa cumva într-o poziție să vă intre pe. Și placa următoare, ușurel o potriviți în pene. Ea trebuie să vă intre la mână, teoretic. Și practic am de obicei, din ce cauză, le fac o idee cu o mai larguță, nu chiar ca la rulmen, pentru că dacă cumva placa care când vreți să o scoteți, îi fierbinte placa, nu vă mai ies, îndoiți și presa, deci când vedeți că nu va ies, așteptați să rășească. Na, eu câte una acum de ceva vreme am început să le fac mai larguță. O idee, nu mult, că să intre placa la mână. Dar dacă va intre placa mai greu și o să aveți probleme când o scoteți, deci lăsați să rășească și o să vă iasă. Că nu știu, să dilată materialul, ceva. Thank you.
pe ulița asta, dar nu mi-am făcut-o pe stânga, pentru că când se învârte tractorul, ea nu, din sensul de rotație să se strângă. Curățați zona asta aici. Principalul, că după aia nu vă mai intră coșul și bătesc din nebun și îndoiți tot pe aici și cam văzut și din astea. Deci nu vă mai intră coșul ca să puteți băga bolțurile. Și acum coșul curățați frumos. Și acum urmează reglajul. Hai, pornim motor. Deci reglaj cum se face? Până nu pornești. Băi, nu porni acum, stai că ți-o zic eu când pornești. Deci... Tot trebuie pornit. Deci se poate face în două feluri. Reglajul. Deci strângeți de șuruburile astea stânga-dreapta. Cu mâna stângă, cu mâna dreapta. Strângeți până simțeți la mână, așa că strângeți și faceți o probă așa, băi. Ține de cardan să mă se învârte. Așa. Uite, să meargă rolele cam în patinaj, așa. Înțelegeți? Puteți învârti cu mâna, dar greu. Exemplu asta mi-e ușor ca el altă. Așa. Normal, rolele trebuie să fie curate, dar nu le-am mai curățat. Asta e o metodă de reglaj. Și a strâns contra piulițele. Deci le învârți cu mâna la limita patinajului. Adică să meargă greu tare așa când le învârți cu mâna, dar să meargă. Așa. Și cam amândouă la fel trebuie să fie. Vă spun a doua variantă care o folosesc de vreo 6 ani. Vreo 6 ani, 7 ani. Mai simplu și mai... Pornit. Dar trebuie să fie cu gramatorul pornit. Am un post pornește. Păi motoare, așa. A doua variantă, trebuie să vorbesc mai tare. Puneți o mână dreaptă pe șurubul ăsta, o mână dreaptă pe șurubul ăsta. Strângeți, prima fază, strângeți o dată amândouă tare. Seria de pe dânsire și dați încetul înapoi. Trageți așa o leacă de ax. Și strângeți. De amândouă dată câte o leacă. Până se pornesc amândouă rolele odată. Care-i problema? Deci se pornesc amândouă odată. Înțelegeți? Dacă se pornesc amândouă odată, înseamnă că ele sunt paralele cu placa. Ce se mai întâmplă? Dacă pornești, de exemplu, una odată, nu mai strânge și pe asta la altă, dacă pornești asta prima, nu mai strânge și pe asta. Deci strânge pe asta care o pornit și iarăși începeți de la început. Deci cauți, se formează aici o pârghie, șurubul ăsta strânge și în fond, când o strângi pe a doua, asta la altă se strânge și mai tare. Deci, simplu reglajul. Se pornească amândouă rolele odată. Cât de cât odată, că na. Așa. Nu am material. Hai să ne luăm.
telefonul. Cam atât. Așa, puțin. Pune-o gălea pe de sus, pe acolo. Așa. Dai drumul. Așa. Și acum mai strângeți două fețe jumate de piuliță aia. Așa, două fețe jumate. Deci o față, două fețe. Acum colțul sus. Dai următorul colț sus. Și încă o dată. Următorul colț sus, ai două fețe, deci ai două fețe, iară colțul sus, următorul colț sus, următorul colț sus, nu? Și încă o jumătate. Deci dacă o scolț, am cum a pus și de el. Și aici la fel. Așa. Și începe să pornească șmecheria. Care-i treaba? Când schimbați placa, o să vă scoate o leacă de faină. Faina asta vă scoate din cauza între placă și cadru. Deci între placă și cadru a rămas acolo. Când ați făcut curat, când ați schimbat placa, a rămas spațiul ăla. Un milimetru, un milimetru jumate. Și când o să împre ăla cu alt material, vă scoate o leacă de faină, deci nu vă spăriesc de piesa. După aia, uite, deja începe să nu mai scoată, aproape, aproape. La început spune material puțin, dar nu de fiecare dată, numai că pășesc regalul. Am pus material puțin prima dată ca să verificăm stratul ăsta de pastă care-i... Păi, eu nu pot să filmez și să aia pe... care-i aici... Na, filmează. Deci aici se formează un strat de pastă pe care merg rolele astea. Vedeți? Deci nu merg fier pe fier. Și de ce puneți la început puțin? Ca să verificați ce ați reglat mai înainte. Adică, în vârst, deci nu vă uitați la stratul dintre role. Uitați-vă, învârtiți o leacă înainte și înapoi. Așa. Și ăsta e adevărul. Opa. Ce-o fost sub role. Deci, să nu fie să se vadă când se vede așa, nu e bine. Deci când se vede placa. Cum e aici, de exemplu, unde sta rolele. Nu se vede placa, deci este un strat undeva la un milimetru, un milimetru jumate, și asta cum îl nimerești. Înseamnă că e bine. Și dai și la rola aia la altă, învârți invers. Uite, mai dă-i o leacă. Așa, vedeți, nu se vede față de aici, cum am aros eu, nu se vede placa. Deci înseamnă că este aici un strat de... 1 mm, 2 mm, oricum, să fie un strat cu cât mai subțire, cu atât mai bine, dar să nu fie așa, tare, așa de subțire ca să meargă fier pe fier. Și asta e reglajul. Deci am verificat dacă am reglat aici bine. Câteodată mai nu reglez sau nu știu. În fond, asta e verificarea reglajului. Și în restul dă-i bătâni.
avantajul la presele pe tractor e că la curent electric ai o turație fixă, la tractor îi dai în gură, scoți mai mult. Ia atinge-o, leac, ia uite. Acum cât de grăbit ești, vrei să faci mai mult, să-i tractorul turat? Da, fiecare cum îi place să lucreze. Și cam asta, întotdeauna să fiți atenți la reglajele astea, că asta e cea mai importantă. În rest,